Bun găsit, stimați suntem la ordinea de zi, începe o nouă săptămână și începe chiar cu o veste foarte bună. Uh, un gorjan, un elev de elită care în ultimii ani a tot luat premii pentru învățământul gorjan, se numește Dumitru Călugăru, a reușit la sfârșitul acestei săptămâni o nouă performanță de vis. Gândiți-vă cum e ca un elev de la Târgu Jiu să fie cel mai bun din lume la chimie. Uh, lotul olimpic al României a câștigat șase medalii la Olimpiada Internațională de Chimie Dimitrie Mendeleev. Uh, elevii au obținut două medalii de aur, dintre care o medalie de aur cu, punct, cu punctaj absolut, o să revenim asupra ei, trei medalii de argint și o medalie de bronz. În cadrul competiției internaționale, olimpice au avut de parcurs trei probe, timp de 5 ore, dintre care două probe teoretice și una experimentală. Ce vreau să vă spun? Cel care a luat la Erevan în perioada 30 mai medalia aceea, deci punctajul absolut, este un elev al liceului, al Colegiului Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, și poartă numele, cum spuneam mai devreme, Dumitru Călugăru, despre care am mai vorbit și în alte, în alte emisiuni. Ceilalți premianți, deși nu sunt din județul nostru, Andrei Iliescu, de la un liceu de informatică din București, Paul Haidu de la Constanța, încă un băiat de la Galați și restul, deci și unul de la Ploiești. Ce vreau să vă spun cu asta? Deci nu numai că Dumitru Călugăru este în elita învățământului mondial la acest moment, elevilor din învățământul mondial, cu siguranță știți, el și-a manifestat și a fost acceptat deja la mai multe universități din Europa, probabil va studia la, în Marea Britanie. Dar merită toate felicitările noastre, mai ales că nu e de colo, ia gândiți-vă, ce înseamnă această olimpiadă? Deci trei probe în 5 ore, două probe teoretice și una practică experimentală, toate cu grad de complexitate extrem de ridicat. Prima probă teoretică a cuprins o probleme obligatorie, la a doua a avut ca obiectiv rezolvarea unei probleme la alegere dintr-un set de 3 pentru fiecare din cele cinci secțiuni incluse: chimie fizică, științele vieții, chimie anorganică, chimie organică și chimie analitică. Deci cum am spus și cum titrează uh, școal școala gorjeană.com, Dumitru Călugăru, cel mai bun din lume la chimie. Încă o dată, felicitări! Pornind de la această veste bună, ne ducem mai departe spre știrile zilei, care nu sunt, uh, nu sunt puține și unele sunt cel puțin interesante, ca să nu zicem mai, uh, mai mult. Uh, acum vreau să vă spun uh, că începe să fie tot mai interesantă și viața politică. În același timp devine extrem de interesantă partea de fotbal sau cei în spatele fotbalului românesc, chiar și la cel gorjan. O să vorbim și despre asta astă seară, e luni seară, automat vom aborda și, și sportul. Și apropo de veștile bune, ca să fie tot așa în turnul cu veștile bune, Energia, echipa de handball care părea aproape condamnată la un la matineu în handball, a reușit astăzi, de fapt a reușit în weekend o performanță foarte bună, aceea de a învinge în deplasare și practic la acest moment a a se salva practic e la 6 puncte în fața Stelei de Steaua probabil va deci steaua la hambal va retrograda, e greu de crezut că, că, energia va mai pierde, va mai pierde, să spun așa, deci va rata să rămână în prima ligă. E foarte bine, vom reveni de, la asta pe sfârșitul emisiunii. Cum spuneam, weekendul a fost, a fost incendiar, am spune, la nivelul unor partide politice, de fapt la nivelul unui singur partid politic, e vorba de Partidul Național Liberal, care s-a autoincendiat prin declarațiile unuia dintre vicepreședinți, care la o conferință pe la e vorba de Teodor Atanasiu, care la o conferință în filiala Bistrița a spus mai multe decât dorea sau trebuia să spună, în sensul că s-a folosit de fostul Partid Democrat ca să iasă Claus Iohannis președinte și că de fapt foștii pederici nu vor primi funcția de premier în persoana lui Cătălin Predoiu, v-am spus și noi de la de la această măsuță, că nu credem că uh, predoiul va fi prim-ministru. Uh, deci, am fost confirmat, să spunem așa, în acest weekend. De fapt, se spune de foarte mult timp acest lucru. Ba mai mult, există și uh, varianta ca partidul să facă chiar implozie după o asemenea catastrofă. Bine, acum vreau să vă spun că liberalii noi și vechi au găsit o soluție ca să treacă peste scandal, deși e un scandal, este jenant, efectiv, cel puțin în privința democra-liberalilor. Liberalii ceilalți, liberalii vechi, par destul de tari pe poziții după acest scandal, chiar dacă uh, Atanasiu este în curs la acest moment. Copreședintele PNL-Mureș și Ciprian Dobrea a declarat că, la nivelul filialei, nu există nicio discuție privind stenogramele și că probabil cel care ați țesut povestea acesta nu este din partid. Mai multe el a spus că înregistrarea audio ale că, a cărei autenticitate nu a fost încă dovedită ar fi fost făcută în urma săvârșii unei, unei infracțiuni. Bun. Să zicem că, că nu a fost autentificată. Dacă a recunoscut-o Atanasiu înseamnă că a existat discuția, da? Bun. A doua. <laughs> să găsești e, explicație că a fost o infracțiune, că te-a înregistrat. Ia gândiți-vă ce scandal era cu anii în urmă din e, fostele stenograme din vechea conducere a PSD-ului sau alte stenograme care au tot apărut în presă de-a lungul timpului. Dar, deci, asta că legal sau ilegal în România nu se poate e, pune. Că spune domnul Dobre aici. E, iar dacă acestea s-au făcut, înseamnă că cineva a săvârșit o infracțiune. Noi discutăm despre așa zis conținut dat publicității în urma săvârșirii unei infracțiuni. Nu sunt de acord să discutăm despre rezultatele produse de săvârșirea unei infracțiuni. Viața privată, discuțiile private sunt garantate în Constituția României. Discutăm despre viața privată a unor persoane, despre drepturi și libertăți garantate de Constituție. Ce nu ne spune nici domnul Dobre, nici alții, este faptul că avem de a face cu politicieni, politicieni de prin rang. Domnul Atanasiu se pregătește pentru o funcție ministerială. Domnul Blaga și alții, Cătălin două chiar pentru prim-ministru. Deci vă dați seama că este foarte important să știm foarte, adică foarte multe lucruri despre acești oameni politici. Ori că ei își dau un cap sau că vorbesc atât, urât, atât de urât unul despre altul prin spate, Vă dați seama când vor fi la butoane ce se va întâmpla? Deci, și mai spune ace, mai a spus apropo de Dorin Florea, primarul de Târgu Mără, și îl spune așa. Mă surprinde într-un mod neplăcut declarația făcută pentru că se pare că domnul Tase, adică Teodor Atanasiu, nu a înțeles nimic din ce vrea poporul acesta. Acești vitești de primăvară să nu uite că ștampila încă este la poporul român și poporul român nu mai vrea altfel astfel de vitej. Mulți am participat cu sufletul și, uh, și cu toată priceperea la altceva decât ce vrea poporul român decât ce cred unii. Iar dacă era așa de bun domnul Tase sau dacă crede că președintele României gândește astfel atunci se explice de ce nu l-a luat consilier la Cotroceni. Deci primarul de Târgu Mureș, din câte știm de primarul de la Târgu Mureș uh, sub control judiciar cu probleme foarte mari cu justiția. Dar Vom mai vedea ce se va întâmpla în acest caz. Nu cred că lucrurile s-au calmat astăzi definitiv. E clar ce se întâmplă în filiale, își dau la joale liberalii și uh, democrat-liberalii. Uh, cred că partidului îi face bine o asemenea discuție, pentru că gândiți-vă, dacă, dacă nu se face acum această discuție, când partidul nu este în opoziție, gândiți-vă ce ar însemna să fie o asemenea, un asemenea conflict în momentul când se ajunge la putere și uh, să pice guvernul pe o neînțelegere între Atanasiu Orban pe de o parte și Blaga, Predoiu și care, și care mai sunt pe cea Preda și ceilalți. Uh, dar, cum spuneam, știți cum, în politică nimic nu este imposibil, s-ar putea să mai să se împace lumea și până la urmă știți cum e poate să nu se acest conflict, e spre binele Partidului Național Liberal ca o alternativă viabilă la actuala putere. E, acum e o, o, discuție care se tot uh, perpetuează astăzi, să zicem că a trecut de Senat într-o anumită formă. Vom vedea cum va trece de Camera Deputaților, care este și Camera Decizională. Astfel, deci 88 de senatori contra 26, bine, se titrează la adăpostul votului secret. A decis, să schimbă suspiciuni rezonabile cu indicii temeinice în codul, în codul, penal, în codul de procedură penal. Înainte de a vă prezenta știrea efectivă, avem o problemă, așa și este. Și e o problemă care ar trebui să le să dea de gândit. Bine, presiunea care e pusă pe parlamentari de o de anumiți oameni politici, începând cu președintele Iohannis, continuând cu fostul președinte Traian Băsescu și cu alții lideri de opinie, ONG-uri, nu știu ce, este o presiune imensă ca parlamentarii să voteze doar într-un singur fel. Acum vreau să vă spun un lucru. Încă de, la, de pe vremea lui Cuza și poate chiar înainte, înainte de asta, parlamentarii votau după propria conștiință. atât cât o au. Poți să nu aibă deloc. Și știm cum am ajuns unii parlamentari. Dar de aici, de a, nu ai sigera, de a obliga să voteze într-o anumită direcție, nu e deloc democratic. Suntem într-o țară democratică, suntem în secolul 21. Alesul trebuie să voteze cum îi dictează conștiința. A, nu o face bine, e rău pentru România, încalcă legea. Bun, justiția să funcționeze. Acum, scandalul este însă pe această problemă între suspiciuni rezonabile și indicii temeinice. Eu cred că momentul când, decât să te referești imaginea unui om, tu ca organ de justiție, nu mă refer că e parchet general, că e DNA sau celelalte, ar trebui să ai ceva, nu? Și de bună seamă că ele există. Nu cred eu că e un procuror nebun să ceară arestarea unui, și s-a văzut asta, că cu mici excepții, cu mici excepții, un exemplu aici la Gorș Tony Greblă, tot ce au zis, tot ce au zis procurorii, au trecut, deci a trecut de judecători. Doar că Elena Udrea spune ceva, și are dreptate. Domne, la 71 de dosare de volume, câte am eu în dosarul Gala Bute, la ce se putea uita judecătorul când mi-a prelungit mandatul sau invers? De acord, deci nu-l poate citi. Bun, ar fi o re... Deci judecătorii, e clar, merg pe mâna procurorilor. Cred că ar trebui cumva să responsabilizăm procurorii să nu ne trezim cu unele lucruri dintre cele mai... Și faptul că Elena Udrea, acum pun un semn mare de întrebare pe cazuri care am pus și noi, Gendam Voiculescu sau altele, poate fi o mare problemă. De asta vă spun că cred că decizia din Senat este una corectă. Nu mă aștept însă să treacă de Camera Deputaților, pentru că sunt foarte mulți cei care presează foarte mult parlamentarii într-o anumită direcție. Încă o dată vă spun, dacă se încalcă legea, e ok să suporte consecințele. Dar în momentul când tu îl forțezi, atenție, ceri ilegal și asta o fac și partidele, când se votează la persoane, e spus în lege, se votează secret. În condițiile astea, tu, lider de partid, tu spui, nu, noi votăm cu bilă la vedere. Nu e în regulă. Dar mai e o problemă. Tu vrei votul la vedere pentru că n-ai încredere în proprii parlamentari, nu? Că asta e problema, că altfel dacă zic, bă, o să votează la vedere sau nu, știm clar cine a votat și cine nu. E o problemă. Bun. Ce, ce a hotărât asta Senatul? Măsura arestării preventive nu se va mai face în baza unor suspiciuni rezonabile, cum spune acum amandatele știți, ci doar în baza unor indicii temeinice. Codul de procedură penală în vigoare prevede că măsurile preventive vor fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune. Uh, cităm, sau, da, măsurile preventive pot fi dispuse dacă din probe rezultă indicii temeinice că o persoană a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală. Se arată într-un amendament la codul de procedură penală care a fost aprobat marți cu patru voturi pentru și trei conturi în Comisia Juridică a Senatului. Se elimină astfel suspiciunea rezonabilă din procedura arestării preventive. Amendamentul este asumat de senatori Ion Chelaru, Ovidiu Donțu și Cristiana Angel. Articolul 202 din codul de procedură penală prevede în prezent că măsurile preventive, reținerea, controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune, arestul la domiciliu, arestarea preventivă pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune și dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului, ori a inculpatului, de la urmărirea penală sau de la judecată, ori al prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni. Bun. Deci, încă o dată, subscriu, atât timp. Practic, nu se schimbă nimic decât că se cer indicii temenice. Acum e de discutat cine verifică acele indicii temenice, pentru că avem o problemă. Atât timp cât judecătorii acela de drepturi și libertăți, nu poate citi dosar. Deci el nu știe ce e în dosar? El votează pe ce spune procurorul. Domne, să-l arestăm sau nu? Bine, nu o să vedeți procurorul care să spună, nu, domne, nu-l arestăm. Au mai fost propunere, cred că și în cazul Tony Greblă, a fost o propunere de arest la domiciliu. Deci n-ai trecut prin prima reținere, pe, două, pe adică mandat de arestare pe 30 de zile. Deci de ce spun acest lucru? Cred că, cred că normal ar fi ca aceste lucruri să se facă uh, pe bază, deci în momentul când afectezi imaginea unui om și de regulă că la persoane publice e discuția, să nu credeți că la celelalte, ar trebui să ai indicii temeinice. De suspiciuni rezonabile, ia gândiți-vă mamă, ce desfășurare de forță, ce comunicate, dă și ăsta și apoi te trezești că judecătorul ăla îl trimite pe ăla sub control judiciar, deci nici măcar ares la domiciliu. Sau invers, unele cazuri în ce mai ușor, dar sunt înțeles și cu arestări. Și acum mai e o problemă, de ce tratăm și am, asta am tot văzut-o, apar de foarte multe ori la televizor, și spui interlopul cu tare sau grupul de interlop cu tare de la Iași, de la Craiova, de nu știu ce, a avut reținere pe 24 de ore și se cere arest preventiv. De regulă, mă frate, judecătorii nu dau cel mult control judiciar. Deci aia a, -a fost cazul cu Bercea Mondialul, că intrase în celelalte. Dar interlopii ei ăștia nu, ăștia nu pot să fie arestați preventiv. Sau în mare parte. De ce? Nu există indicii temenice sau suspiciuni rezonabile? Că procurorii zic că sunt. Ce se întâmplă cu judecătorii de sunt fa -ă, față de oameni, poi și ceilalți sunt mult mai duri. În schimb, cu, cu ăștia, cu interlopii, e cam așa. Dovadă că, știți, avem judecătoarea de la OLT care a și luat uh, mită. A luat uh, mită că este trimisă într-un dosar. Uh, uh, este trimisă într-un dosar în judecată și este, o, dacă am reținut-o bine, tot în, tot în arest. Dar ă, asta ca să vorbim despre ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în, în chestia asta. Sunt, apropo de știrile care au apărut astăzi, astăzi după amiază, fostul primar al orașului Jibou, Eugen Bălănean, destituit din funcție Miercuri, Miercuri a trecută prin ordin al prefectului, a fost reținut luni pentru 24 de ore, fiind acuzat de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaș de săvârșirea a trei infracțiuni de abuz în serviciu, asimila faptelor de corupție și câte una de conflict de interese și purtare abuzivă. Nu mai intrăm în amănunte, nu ne interesează de departe, sălajului departe, noi să vorbim de chestiile noastre mai de aproape și înainte de a intra în, în lumea sportului să abordăm tot ce ține de viața economică, încă o veste bună și tot vorbeam de vești bune la începutul acestei emisiuni, se reiau lucrările pe autostrada Transilvania, 157 de milioane de euro s-au alocat pentru finalizarea tronsonului de autostradă de 60 km dintre Bor și Surplacur de barcău. Deci contractul a fost semnat. Ca de obicei, câștigă o firmă din Spania, care, ca de obicei, nu cred că va lucra. Am tot văzut și pe aici, pe la Gor și prin alte părți. Totdeauna câștigă firme mari din Europeană care subînchiriază o aia mai subînchiriază o dată sau dacă lucrează cea de-a doua care subînchiriază, că probabil nu mai are voie să subînchirieze, de fapt alții sunt cei care lucrează cu adevărat. Dar cine știe poate ne înșelăm, ne înșelăm noi și acum nu se vor întâmpla... nu se vor întâmpla aceste lucruri. Deci 701, 701 milioane lei fără TVA, deci cele 157 de milioane. Încă o dată, apropo de formele fără fond ale drumurilor noastre, s-a băgat în seamă și directorul CNDR-ului, care e gorjan de al nostru, gorjan din adopție, Narcis Neaga care spune, vezi, Doamne, că a făcut și o economie de față de vechea înțelegere cu Bechtelul. Nu sunt de acord că a făcut orice era economie față cu Bechtelul, care ăla le a dat bani degeaba. Dar asta e altă treabă. Bine, nu i-a dat neapărat neaga sau în perioada lui. El a venit în momentul când se cam reziliasă contractul cu, cu cei de la... Bun, haideți să vedem care ar fi proiectele mari la autostrăzi. Deci A1, Arană, Dlag, tot pe A1 Timișoara Lugoj, lotul 2, Lugoj Deva, loturile 2, 3 și 4, Sibiu Pitești pe A1, pe A3 Comarnii Brașov, Gilău Nădășelu, Târgu Mureș Iași pe A8 și pe A10 Sebeș Turda. deci o să avem deja 10 în, câte, în câțiva ani, nu să mergem decât pe autostrăzi, dacă ne luăm după, ce, după SF-urile spuse de guverne. Lucrurile știți dumneavoastră că stau ceva mai diferit, în sensul că azi le avem și nu sunt. Încă o dată, aș vrea să atrag atenția oamenilor politici din Gorj, de fapt celor care se uită la această emisiune, că poate la rândul lor se sizează pe parlamentarii noștri care tot anunță acum mai nou și domnul Weber, chiar Mugurel Surpăcean anunță că vrea să reintre în politică, domnilor. De acord cu dumneavoastră, vreți să fiți realeși, dar vreun drum de ăsta mai important, vreo autostradă, nu trece și pe la Gorj. Gorjul rămâne tot izolat. A, sau ce măsuri s-au luat? Că avem, ne căznim de la rovinari la Bumbejiu de câțiva ani să construim, da? De prin 2007-2008, nu? Cam așa. Bun, nu mai vorbesc de defileu, care azi îl vedem și tot la fel ca și în anii trecuți. Ce facem? și ăia care au investiții în Gorj sau care mai vor să facă ceva în Gorj, o ia la fugă. Ce facem? Deci, nouă ne trebuie drumuri. Deci, că ne luăm și drumuri importante. Deci, apropo de un drum expres despre care se vorbește, el exclude deocamdată Gorjul, Târgu Jiu. Haideți să facem ceva. Deci, avem primul ministru din Gorj, cel puțin ca parlamentar. Avem oameni sau am avut oameni în guvern. Haideți să încercăm să fim mai concreți și să stabilim dacă Doljul e la niște intersecții foarte importante din Oltenia. Haideți să facem și la Târgu Jiu ceva pentru că altfel o încurcăm din punct de vedere economic. Bun, acum apropo de, de chestia asta vedem că sunt, sunt apropo de vești bune, Există, vor fi investiți mulți bani în Gorj în perioada următoare. Guvernul a deblocat vreo 33 de localități. Vor primi bani de canalizare, de aducțiuni de apă. Deci gorjul se va dezvolta, dar atenție! Acestea sunt punctuale. Merge canalizarea la comuna cu de acord. Chiar se faci locuri de muncă de moment ca să faci canalizarea. Dar haideți să facem mai mult de așa. Haideți să facem niște drumuri să, cu care să unim gorjul, să-l putem dezvolta economii, să vină investitori. Drumurile ne fac o problemă. Și, din păcate, deci, haideți să văd. Apropo de domnul Vepăr, că am citit despre dânsul că vrea să fie reales. Toată stima pentru dânsul, dar am auzit că e parlamentar. A, ah, și mai face, da, le-a adus fiind. Partidul de guvernământ a dus pe la nu știu ce comune, a mai ajutat așa punctual cu câteva zeci de mii de lei școlile de pe raza localităților din Colegiul Dânsului Bănuiesc. Bun, mai mult de atâta, n-am văzut parlamentarii noștri în interpelări cu excepția, cred că, Niculinei Mocioi, care a avut cel puțin în situația cu CO diverse intervenții, parlamentarii noștri lipsesc cu dezăvârșire când era Tony Greblă senator, parcă totuși mai era cel puțin pe partea asta, minerit energie, avea diverse intervenții. Acum, deci, nici măcar Mingnea Costoiu, care e un tânăr senator și se sperau foarte multe de la dânsul, nu concret, sau cel puțin nu comunică, dar n-auzim lucruri foarte importante. Diam Popescu, azi îl vedem și nu, e mai preocupat vrând nevrând, că asta e situația, să-și apere scaunul decât să facă ceva pentru... scaunul un partid, vreau să vă spun, decât de intervenții sau ceva de acest gen, iar deputații, domnul Popeangă nu știe dacă mai e sau nu în PSD, singurele sale ieșiri publice au fost la adresa colegului de partid, Ion Călinoiu, deci... E probabil exact ca fotbaliștii ăștia când dau cât un autogol. N-a văzut care-i poarta. Deci a greșit porțile domnul, domnul Popeangă sau poate nu. Adică poate a fi trecut deja în tabăra cealaltă. Domnul Scarlat Iriza de care n-am auzit decât în momentul când a părăsit PSD-ul și probabil vom mai auzi când revine sau când se termină mandatul. Dar asta e ca o paranteză. Și cam ăștia sunt parlamentarii de gorși. A, mai aminteam eu acum într-o seară, dar uh, l-am și uitat, oricum uh, îmi scapă numele lui, de asta, de asta l și, și țin minte foarte mult, pentru că are o activitate foarte laborioasă pentru gorj, adică a trecut prin vreo 3-4 partide, dar nimeni n-a auzit de el. Cam asta e toată activitatea domniei sale. Dar tuturor le urăm succes, atenție, drumurile însă trebuie făcute, iar dacă nu, sunt, nu beneficiem acum, de atenție în momentul când avem Gorju, a da prim-ministru, în sensul că e parlamentar de gorj, și atenție cât a făcut Tătărăscu ca prim-ministru pentru gorj, adevărat că el era gorjan adevărat, dar asta e altă treabă, nu știu momentul când se va schimba configurația puterii de la București, s-ar putea să nu mai avem o șansă atât de mare. Că o exploatăm, că facem canalizări foarte bine, că le facem. Că dărâmăm târgujiu și o să-l refacem noi într-un viitor. Deocamdată ne rupem mașinile prin târgujiu, asta e altă treabă, și, se, și ne facem că lucrăm, că spargem câte ceva, lăsăm așa și ne mai, ne mai aducem aminte peste câteva săptămâni să mai punem ceva acolo. Dar și mai facem niște giratori, altceva nu. Dar cred că trebuie mai mult. Trebuie drumuri trebuie investiții la Gorj. Altfel, viitorul arată sumbru și, cum să vă zic, nu cred că putem să mergem în continuare cu doar din, să trăim la Gorj, din pensiile celor bătrâni și din ce ni se trimite de afară. Deci trebuie ca banii să se facă și în Gorj și deocamdată se fac, dar pe, cel puțin pe complexul energetic, dar sunt din ce în ce mai puțin. Trecem peste asta și, cum spuneam, fiind luni, intrăm, într -o, intrăm și în lumea sportului, pentru că e o lume extrem de, de interesantă și mai ales acum la sfârșit de, de campionat devine de-a dreptul incendiar. Ați văzut probabil, Pandurii nu mai are emoții decât din partea Federației Române de Fotbal. În sensul că pe teren, prin victoria asupra Brașovului, pandurii ajungând la uh, punctajul acela 38 de puncte, e de, deci nu mai poate fi, nu mai poate scăpa, ar trebui să fie să nu mai ai niciun punct până la final și într-o anumită conjunctură, ceea ce nu se pune problema ca pandurii să nu joace și anul viitor în Liga 1. Dar, există o problemă dacă se probează acel blat de care vorbesc acționarii de la Pandurii în momentul, vorbeau, că acum nu mai vorbesc, în momentul suspendării lui Eugen Pârvulescu, deci dacă se probează acel blat, vom avea o retrogradare în Liga a doua. Să sperăm că el nu se va proba, cel mai probabil nici nu se poate proba, dar asta e altă treabă. Dar dacă din nefericire există dovezi în această direcție, nu știu, înregistrări, mărturii ale fotbaliștilor, că, haide să vă spun, uh, am văzut niște declarații inepte ale unor oficiali. Bine, știți că în o dată la fotbal, la politică se pricepe toată lumea, cel puțin teoretic. Dar vreau să vă spun că inepțiile, au când devin declarații la TV, la radio sunt de fapt dovezi de prostie. Nu îmi cer scuze dacă se simte cineva afectat dintre cei care au făcut asemenea declarații. Dar să-mi spui mie că ca președinte al clubului, Pârvulescu, s-a întâlnit cu oficialii de la Cluj și le-a spus pe ce parte să atace și le-a spus la aia să ude terenul mai mult pe partea aia și nu știu ce și nu știu cum, e de-a dreptul o aberație. Deci, cum să vă zic, în primul rând, apropo, că, că le-a spus formația. Formația lui Pandurii o fac, o fac și eu pe la acest scos de masă. Deci vă spun cine sunt de jos și dacă știu cu cartonașele cum stau, deci vă garantez eu că fac echipa poate chiar mai inspirat decât, decât Edi Ordănescu. N-am vrut să spun că nu are meritele lui, dar vreau să vă spun că echipa asta are jucători de valoare și poate să, oricare poate să facă o echipă. Ce de ce n-a jucat, asta e altă discuție poate pentru că au un anumit impresar. Și aici este o problemă nu numai cum am mai spus de la acest uh, microfon. E o problemă și la Steaua și prin, uh, și prin alte părți. A. Ah, și acum nebunia generală nu e aici la Pandurii. Ne-am salvat, deci doar dacă nu avem vreo problemă cu de genul ăla cu platul, scăpăm și anul ăsta. Problema e la nivelul campionatului, unde uh, cei de la Târgu Mureș au început să arate uh, a echipa, o echipă normală, cum și uh, Craiovenii cum se numește echipa, a început să arate adevărata valoare, n-a mai câștigat de multe meciuri și este ciuca bătăilor în ultimile, în ultimile etape. Uh, ce vreau să vă spun, deci Craiova a luat bătaie iar acasă, dar asta numai, deja nu mai este o noutate. Dar cel mai interesant, deci Târgu Mureșu, Ia bătaie la gaz metan, gaz metanul cu șanse de salvare de re retrogradare, altfel dacă lua bătaie era foarte greu să, să, se mai salveze. Și, și mai interesant, Steaua nu reușește să bată Concordia Chiașna. Acum, vreau să vă spun că, într-adevăr, Steaua are o mare problemă, având jucători, joacă destul de slab, însă jocul acela... Nu știu cât l-a pierdut steaua sau a ratat oportunitatea de a trece pe locul întâi, cât uh, arbitru, o să mă feresc să-i dau, uh, să dau numele, e un arbitru care a avut grave probleme psihice, știți, uh, a fost o dată de la televizor, a amenințat că sare de la etaj, nu știu ce și nu știu cum, arbitru respectiv care, atenție, din 4 gol s-a terminat 2. -2 a dat 11 metri aiurea pentru steaua, a dat 11 metri aiurea pentru Chiașna, a dat lovitură liberă din care s-a marcat do golul 2 al lui Chiașna dintr-un hands inexistent. Deci 3 din 4 goluri. Și alte decizii total aiurea. Deci a ajungi să te întrebi efectiv ca să dea să fie gică contra. El era, era pe invers acest arbitru. Și nu neapărat că a vrut să favorizeze vreo echipă. Pur și simplu o problemă. Asta se vede. Și în condițiile în care domnia sa a avut în trecutul său niște probleme, acelea pot recidiva. Nu știm acum dacă nu-i nu poate face nimeni un control. Sau poate s-ar recomanda, dar asta e altă, altă problemă. Altceva vreau să vă spun de aceea. Există niște scenarii lansate care ne pun ar trebui să ne pună pe gânduri. Vi-l lansez și eu cu titlul ăsta, apare pe site-uri, eu îl citesc de pe comisaru.ro, dar să știți că l-am mai văzut deja în presă, inclusiv fanaticul a lansat parțial. E bine de știut, v-am citit și eu din gazeta sportului, dacă țineți minte, un material care sugera că Gigi li va fi forțat să lase echipa sau se creează o clonă după modelul CS Universitatea Craiova după modelul Timișoarei, cea de-a doua echipă și multe altele. Iată ce se spune acolo. Ceea ce se vorbea doar pe la colțuri și cu jumătate de gură începe să devină realitate. Toată lupta dusă de Ministerul Apărării, după ce l-a pus pe aparat cu Mircea Dușa, în fruntea instituției, pentru preluarea mărcii steau, are acum un înfățișare cu subiect și predicat. Bine, se vorbește că sunt trei oameni politici implicați, Ponta, Oprea și Ghiță, deci Victor Ponta, Gabriel Oprea și Sebastian Ghiță, și -și fa pentru a face o altă echipă de fotbal. Cu tata Puiu Iordonescu un rol de manager și cu o tras la EDI, apropo antrenorul de la Târgu Jiu, pe post de antrenor, care, spun cei de la comisarul Punro, nu întâmplător antrenează acum echipa de casă PSD Gorj. Iar pasul 3 s-a făcut, cel decisiv. S-a depus o ofertă substanțială de către o firmă de avocatură din Ploiești pentru achiziționarea mărci. Suntem siguri că lumea a uitat că Sebastian Ghiță și-a anunțat de vreo două luni retragerea sprijinului financiar de la echipa de basket a Ploiești. ploiești. Pași. Pașul, pasul 1 a fost alegerea lui Gino Iorgulescu la conducerea legii profesioniste de fotbal. Făcut, deci. Pasul 2. Câștigarea mărcii steaua de către Ministerul Apărării Naționale. S-a făcut. Pasul 3. Acum suntem. Achiziționarea mărcii steaua. Și pasul 4. Înscrierea echipei direct în Liga Secundă. E un scenariu interesant, tocmai de asta vi-l și prezint. Bine, mă gândesc că acest trio poate prelua steaua actuală, ca să nu se mai ducă prin divizia B și atunci o să vină și marca, iar Gigi Becali să fie obligat să lase această echipă altora. Se tot vorbește de generalii din MAPN care ar vrea să ia uh, echipa lui, uh, lui Gigi Becali. Toate bune și frumoase. Poate așa se va și întâmpla. Așa s-a întâmplat și la Rapid și la Dinamo și peste tot într-o vreme. De aceea echipele respective au avut mari probleme. Dintre aceștia, deși toți sunt cu bani, Poate Sebastian Ghiță să fie un om cu mulți bani ca să bagi la fotbal? Ca să ții o echipă de fotbal, îți trebuie câteva zeci de milioane de euro în conturi, o avere stabilă și atenție. Fără dosare, că e aproape, nu greu, aproape imposibil de găsit cele două impostaze, este o altă problemă. Dar. Eu nu, mă, eu nu, cred că ghiță care spunea în momentul când s-a retras de la SOF domne, știți, eu nu mai pot să duc uh, echipa de basket singur, că se bagă să cheltuie câteva milioane de euro la steaua, să spunem. Că până la urmă eu zic că Gigi Becali poate să și vândă jucăria dacă... Iar apropo de acest simbol la care se, se face, uh, chestia că n -avem nu avem palmare nu înțeleg pe suporteri dintr-un alt motiv. Da, ei sunt dedicați culorilor echipei. Uh, și cum culorile echipei, emblemele, nu mai sunt aceleași, practic nu avem pe asta. Bă, fraților, totuși aveți o echipă care de bine de rău ați avut-o pe primul loc. Ce o să mai zic că uh, adevărații suporteri care au mai rămas ai universității, ai Poli Timișoara, chiar ai Rapidului sau ceva de genul ăsta. Deci, Acum vă bate joc de o echipă, probabil, uh, am citit o teorie interesantă, de ce nu vine galeria la meci. Galeria a fost finanțată de anumiți oameni cu interese la steaua, deci erau plătiți ca și cu salariu, ca un salariu să vină la meciuri. Când a, dispărât, a dispărut, subvenția, ăia ascultă și li se dau bani acum, dar te vă duceți în altă parte, ca să punem presiune pe echipă. Deci de asta vă spun, cred că n-a nicio șansă să câștige campionatul în actualele condiții, dar problema este altceva. Târgu Mureșu va avea probleme în vară, cu siguranță, primarul este la un pas de pușcărie uh, și acolo ăsta e finanțatorul principal, deci primăria. Nu știu cum se, descurca, cum se va descurca fotbalul românesc, deja oamenii nu se mai uită la fotbalul românesc decât foarte puțin. Nu vom avea rezultate în Europa că singurul care ar putea să bage să aibă tot așa nebunia aceea, este tot Gigi pe cali, Că și scoate omul sau și a scos deja de mai multe ori, asta e altă treabă. Dar trebuie să existe cineva să bage banii respectiv. Eu nu vă pe oprea, chiar dacă se zice că e un om cu bani, nu vă pe ghiță să bage multe milioane de euro la steaua să facă o echipă, o super echipă. Ăștia mai degrabă vin să vândă. Și ce mai e? asta e părerea mea proprie și personală. Vom vedea, vom trăi și vom vedea cum se întâmplă lucrurile, dar parcă parcă din nefericire de foarte multe ori am anticipat corect și și acum cum să vă zic, sunt motive suficiente să să ne ducem spre această spre această direcție. Acum vreau să vă mai spun un lucru și o să trec peste subiectele de sport ca să ne băgăm puțin și în alte știri din județul, din județul Gorj. Sportul și fotbalul în general trece prin cea mai mare criză din ultimii ani. De ce trece prin aceasta? în primul rând că economic, ne-am dus la pământ. Pe de altă parte, haideți să o luăm așa ca o trecere în revistă. La Ploiești, e jale mare. Patronii arestați, primarul arestat, șanse rarisime ca echipa aceasta să mai conteze. Nu numai e, acum în virtutea inerția, a mers și e pe un, neva pe un loc 3, cred. Deci Ploiești, Ploieștiul dus. dusă. Șanse mișca Astra Giurgiu, să mai facă ceva în viitorul campionat cu patronul arestat, cu probleme, cu, cu. Venim în București. În afară de Dinamo, care poate ieși din insolvență, rapidul are mari probleme în continuare, nu se știa că se salvează la retrogradare, Steaua nu mai vorbim, Chiașna pare că s-a salvat, e salvată de la retrogradare. Viitorul lui Hagi are mai mari șanse să întoarce la Ovidiu, la Constanța, unde are teren propriu și toate celelalte. Și începem să o luăm spre, spre alte zări. Iașu începe să aibă probleme mari, deci cu primarul și președintele Consiliului Județean. Bine, nu ajuta fotbalul Consiliului Județean, dar oricum cu primarul arestat la domiciliu și cu șanse mici de a fi reales, slabe speranțe să mai vedem finanțare de la primărie la CSM Iași. Uh, alte echipe din, uh, uh, din zonă, deci oțelul e retrogradat, deci nu se mai pune problema. Uh, apoi, din Ardeal, echipele de la Cluj, probabil se vor duce amândouă, pentru că, ia gândiți-vă, Walter, finanțatorul Universitatea Cluj, e căutat de poliție ca să fie arestat sau poate a fost și arestat între timp, n-am văzut informația. Pascani s-a retras de la CFR și jale mare, efectiv echipa e terminată. La gaz metan sunt probleme, se salvează practic cu acest meci de retrogradare, dar se, fiind companie de stat nu sunt din, problemele nu sunt mici și tot așa. Deci practic avem o ligă a insolvenței, o liga întâi a insolvenței la care s-ar putea să adauge probleme la Craiova unde există în maxim o lună, vom afla dacă exista deci FRF-ul de de, putea să dea voie Universității Craiova să funcționeze în liga 1 și nu în liga a doua, cum a fost de fapt din din Liga 2 a, a venit, dar e o, e o, problemă de acest gen, e la Tribunalul Internațional. Și a doua echipă cu, aș putea spune, cu viitoare probleme mari, este chiar Pandurii Târgu Jiu. Dacă ceo nu mai dă banii, spunea Eugen Pârvulescu, recent la un post de televiziune, Spunea echipa are ne, se poate autofinanța din drepturile de televizare și din vânzarea unui a doi jucători pe fiecare an. Deci practic n ai nevoie de suportul de la COO dar este indispensabil și echipa trebuie să fie în primele șase ca să se poată autofinanța. Iată că acum suntem mai jos de locul șase și încă ne-am bătut la retrogradare până, până în ultimile etape. Dar, cum spuneam, Bucuroși l-o toate, vom vedea ce se va întâmpla, însă, atenție, Iorgulescu, primul pas, la ligă și tot așa. Și dacă noi i salva uh, RCS-ul după contractul acela pogubos cu lucrurile și cu alte chestii, riscam să închidem tot fotbalul, Îl închideam de asta iarnă, pentru că toate echipele sau aproape toate echipele trăiesc din, trăiesc din, din, drepturile de televizare. Dacă drepturile, în afară de drepturile de televizare, nu se întâmplă absolut nimic. Apropo de faptul că vă citam dintr-o emisiune TV a lui președintelui suspendat de la Panduri, Eugen Pârvulescu, acesta a vorbit despre atmosfera de la club creată de directorul financiar Dorin Ioana. Părvulescu a susținut că Ioana amenință toți angajații că îi dă afară. Președintele a mai declarat că Pandora are, cele mai mulți angajați din, are cei mai mulți angajați din cluburile din România, adăugând că nu este neapărat ceva rău. Părvulescu este suspendat fiind acuzat de acționar că a făcut blat la meciul cu Universitatea Cluj. Dacă acest blat va fi dovedit, Pandurii și Universitatea Cluj retrogradează, exact cum am spus și eu. Uh... Apropo de asta cu vă dau afară, păi știți cum e din cine vă cine amenință. Deci, atenție, individul respectiv nu e patronul echipei, nu. Este desemnat acolo din partea acționarului majoritar. chipurile, că de fapt este finanțator. Bun în condițiile aia, deci nu prea ar avea el ce să caute în domeniul respectiv. Deci tu ai pus un președinte de club, Eugen Pârvulescu, dar l-ai pus pe Aghimiță Dandanache ca să se ocupe de partea financiară. Rezultatul? Echipa s-a rupt în două, a apărut această acuzație cu blatul, banii nu sunt dați la zi, atenție la pandurii, sunt restanțe destul de mari și și atât. Dar cum e turcul și pistolul? Adică, uitați-vă la managerul general de la, de la complex și uitați-vă la. nenea, ăsta care conduce Pandurii acum, la acest moment. Așa că, n-ar trebui să ne mirăm deloc că lucrurile merg cum merg. Acum, organele de cercetare se vor pronunța în cazul de la, la Pandurii, dar tare mi-e frică că dacă se descopere ceva, pleacă amândouă echipele în divizia, în divizia a secundă. Bun, apropo de știrile uh, care se uh, dau acum, haideți să vă mai vorbesc de o știre importantă. Chiar dacă, deci cu riscul de a părea publicitate, uh, nu este așa, există o companie gorjană, fosta întreprindere de cauciuc a orașului, acum a funcționat sub o altă siglă, uh, care a supraviețuit uh, și în 2014 datorită exporturilor de peste 15 milioane de euro în Uniunea Europeană, dar și în țări din afara Uniunii. În România, complexul energetic Oltenia rămâne principalul beneficiar al serviciilor prestate de Artego Societatea din Gorj, a încheiat anul, anul 2014 cu un profit de peste 5 milioane de lei, în ușoară scădere față de 2013. Uh, deci, ce aș vrea să vă spun este că, iată, din export, o asemenea, acolo unde managementul este serios, unde oamenii își văd de treabă și apropo de militaria care este în această firmă, lucrurile evoluează pozitiv. Și faptul că se scot 15 milioane de euro din comenzi exterioare, în condiții în care te bați cu toți mari, uh, practic jumătate din activitatea ta de supraviețuire se, de, de, se face pe export este mare lucru asta ar, ar trebui să învețe și alte firme din județul Gorj care mai funcționează pentru că e clar nu vor putea merge la uh, uh, la infinit doar pe ce se merge pe complex pentru că complexul la un moment dat poate să dispară. Uh, N-am mai vorbit despre și el se aplică, sunt ciudățenii dintre cele mai mari. Promit că mâine seară mă refer din nou la această problemă, că știți cum este, se întâmplă, se întâmplă diverse lucruri. Altceva și probabil o să, săptămâna aceasta veți afla mai multe despre un eveniment foarte important, zeci de arheologi și academicieni români și străini participă la un simpozion internațional de arheologie la Târgu Jiu în perioada 10-12 mai. Probabil vom avea amănunte la viața gorjului. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!